Unde considerați că s-a făcut diferența în acest meci? Primul rând știam că avem un meci foarte dificil la noastră, e un teren greu. Cred eu că apărarea noastră și poartă n-a funcționat la înălțimile la care obișnuim să fim. Efectiv, pe partea de apărare, așa cum am spus, acolo s-a făcut. Și, bineînțeles, când ai apărare, ne poartă, când acolo. A simțit că este și un meci al golilor între două echipe din Oltenia? Absolut deloc. Noi am venit aici focusate să luăm cele 3 puncte. Astăzi, din păcate, nu le-am luat. Felice de echipa din Târgu Jiu. Asta este. Ce obiectiv aveți? Obiectivul este să câștigăm toate meciurile până la final.